E super că stai în apă fierbinte și respiri un aer atât de rece. Plus Gigi Becali. Trebuie numai să te duci să comanzi ceva și te încălzești instant. La preț. Dar au descoperit că cartofi există și în gulaș. Foarte faină și am plătit foarte puțin. Am ajuns! Gata, mergem să vedem cum e camera. Am ajuns la Aurelius. Sper să n-aibă nicio legătură cu, știți voi, Georgica. Așa e cu ăștia care vin prin la hotel. Doamne, cât de mare camera. E o cameră de lux cu balcon. Aici pentru noi și copiii noștri. Asta e când ne certăm. Stăm patru diferite. Să știi ce putem face? Putem să le unim și să avem dita mai patul. Doamne, ce cameră de împărați. Deci au ăștia niște camere generoase că ar putea să facă lejer cel puțin două camere. Hai să te-n balconul. Ni! Acolo e mașina. Foarte fain. Foarte faină camera. Doamne! Mamă, ce candelabru de regi! Deci nici n-avea nevoie de 0... Nici n-avea nevoie de 0,5 ca să filmez camera asta. Hai să vedem și baia. Prezintă-ne baia cu tron, pentru dacă ești la împăratul romanilor, trebuie să ai tron, nu? Wow, uite aici, Odita Maivana, bideu, tron, ăsta este tronul de la împărat. Mă, foarte faină. Foarte faină și am plătit foarte puțin. No, da, fiți atenți, suntem la împărat și avem prețuri de împărați. Uite aici, 15 lei, o sticlă 0,25. 25 de lei o porție de cartofi prăjiți, 60 de lei o porție de paste. Ezos. Depinde cu ce mașină vii. Că am văzut că la aia cu Merțan le vine valetul la ușă să le ia bagajele. La ăștia cu Audi eu-s valetul. Activitatea principală de aici, spa-ul. Hai să mergem. Ce părere ai? Foarte frumos și culoarea asta de la baldachine, drăguțe, rău. Este mica piscinuță exterioară. Ei. E super că stai în apă fierbinte și respiri un aer atât de rece. E super fain. No, ne place ideea asta de a stea în apă fierbinte și a fi afară în frig. Gata cu spa. Mergem la restaurant Miorița. E în cadrul hotelului. Mergem să cinăm. Și prețurile spre măsură, dar am înțeles că mâncarea e foarte bună. Variate vegetariene nu aveți, doar garnituri. Hai că veni mâncare, eu am măliguță cu brânză, ce bine arată brânza aia. Și aici? Gulaș de vită. Cumpărați mâncare, că Brighi parcă era vegetariană, dar au descoperit că cartofi există și în gulaș.
avem aici papanaș. Noi am cerut să fie smântâna și gemul separat, că mie nu-mi place cu smântână. Deci nu așa vin în mod normal, vin asamblați. Papanaș dezasamblat și strudel asamblat de măr cu înghețată și alte chestii. E strudelul ăsta, îi curcube un celul gurii, frate. Acum că a venit papanașul de la Ikea, mai asamblăm. Punem gemul, punem smântâna. Prea mult ai pus, iac. Nu știu ce e bun. Scump? Da, bun. Două limonade, 70 de lei. Gulașul meu, 70 de lei. Mămăliga lui Brighi, 50 de lei. Pâine de casă, 12 lei. Și deserturile, 30 de lei fiecare, în total 260 de lei, 300 de lei cu tips. Bun, dar destul de pricey. Am ieșit la aer curat. Și la magazin să ne luăm apă, nu de altceva, dar în camera este apă la jumate, la 15 lei. Dă-o încolo, că noi bem 2 litri numai într-o seară. Eu chiar că... Așa că mâine să cumpărăm apă, nu de altceva, dar... Riscăm ca să plătim apă 150 de lei la final de sejur. Bună dimineața! Hai să mergem la micul dejun să vedem dacă mai prindem ceva. Am fost la micul dejun. Foarte bun micul dejun, foarte variat. Chiar bun. Hai că ne ducem sus pe postul ăla să vedem dacă este zăpadă. Măcar de o poză. Da, am zis vreo minus 10 grade, da? Noi mergem. Persoană, o urcare și o coborâre. Deci 120 de lei. Să credeți că acolo unde se anunță că e aglomerație, e gol. Deci noi acum la Telegodol nu era absolut nimeni. E foarte puține lume în stațiune. Cred că toată stațiunea suntem 500 de oameni. Răspirați la toate hotelurile. Produce și România ceva. Zăpadă. E super fain, atâta zăpadă este. Am ifat și noi zăpadă ca lumea pe anul ăsta. Nu deci... este lume, e ce poate fi mai fain. Da. Ciocolată caldă. Mă, nici nu trebuie ciocolată caldă, trebuie numai să te duci să comanzi ceva și te încălzești instant. Gândește la prețul. Categoric. Două ciocolate calde 50 de lei. Nu-i schemă de schiat. Nu de altceva, dar zăpadă puțină și merge un singur teleschi sus. Mai bine stau în piscină. Iar suntem trei familii în tot spa-ul ăsta și palda. Chi e liber, că aici pe locul liber.
După cum se vede, eu sunt Gigi Becali. Nu de altceva, dar tot în hotelul ăsta e cam așa, The Haur. Nu de altceva se numește Aurelius, împăratul romanilor. Cel mai probabil, dacă erau auriști pe aici, s-ar fi numit împăratul românilor, dar este Aurelius, împăratul romanilor. Aici suntem cazați, ăsta e hotelul. Am stat la pândă pe Booking și am plătit aici, pe două nopți, 1150 de lei. Super pomană, cu mic dejun inclus, cu spa inclus, cu toate facilitățile hotelului incluse. Și camera pe care am luat-o se numește camera deluxe, cu două paturi king size, ce-i drept, am folosit mai unul dintre ele, că la ce ai nevoie de două, și cu balcon. Deci nu a fost chiar cea mai basic cameră, a fost următorul nivel. Foarte ciudat e că la recepție o cameră de genul ăsta costă 3000 de lei pe noapte, cu atât au vând băieții aici la fața locului și dacă o rezervi la ei pe site, ceea ce mi se pare astronomic. Noi personal n-am dat, cred că niciodată, atât de mult pe o cameră, pe o noapte. Mergem să încercăm alt restaurant, tot tradițional. Foarte frumos, foarte tradițional. Avem aici o iahnie de fasole cu varză murată. Pâine de casă. Ioi, ce bun ai? Și acolo un piept de curcan cu sos de hrib și ceva garnitură. E mai bună decât a mea. Și desertul normal, papanașcă. Noi când mergem la tradițional, numai asta știm să mâncăm. Eu mi-am făcut o prăjitură de tradițională cu brânză. Terminat, deci merită. Mâncarea e super gustoasă și prețurile mult mai ok decât la Miorița. La Miorița, într-adevăr, e gustos, dar prețurile enorme. Da. Deci aici am comandat mai multe chestii decât aseară la Miorița și a fost doar 188 de lei. Recomandăm, foarte gustos și cel mai probabil s-ar putea să venim și diseară. La mâncare bună, foarte gustoasă, la prețuri bune, gulașul meu 52 de lei față de cel de aseară care a fost 75, dar ăla mi-a plăcut mai mult. Cei drept, platou de brânzeturi 59. Și dincolo era cred că 100 de lei platou de brânzeturi. Limonadă nu știu cât a costat, vreo 12, 15 lei, nu știu. 18 lei? Da, dincolo era 36. Așa, cert e că per total am plătit 170 de lei. Prețurile mult mai bune ca dincolo, știu? Adică ca la hotel la noi și gen restaurantele gard în gard. Dar camera și hotelul îi top, exact cum e și numele, camerele extraordinare de spațioase, adică camera noastră cu baie și cu tot are 80 de metri pătrați. 80 de metri pătrați, po! Din ce am văzut, un hotel pentru familie, deci super recomandat pentru că există o zonă de joacă incredibilă, aproape și eu m-aș fi jucat pe acolo. Ești la 200 de metri de ambele telecabine din Poiana Brașov, poți să schiezi și când te plictisești vii la spa. Sau dacă, de exemplu, cum e Brighi, nu schiază, stă la spa, eu schiez. Fiți pândați și bucurați-vă de cazările astea extraordinare. Cu siguranță o să revenim. Mulțumim, Aurelius!